un proiect de hotărâre pe care l-ați primit. La această ședință participă toți consilierii. Este Junic Vom, mă rog, domnul și doamnele consilieri, dacă au un interes personal, pentru probleme de dezbatere, să se abțină de la neliberare și aducare. Doamna președintă, dacă știu de ordine de zi, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local de Republica de 12-12-2022, aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local de Republica de 28-12-2022, proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe rasa teritorială a Comunei Helegiu pentru anul școlar 2022-2024, inițiat domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2023. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2-2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce vor fi desfășurate în cursul anului 2023 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat, inițiator domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de acțiuni privind gospodărirea, întreținerea și curățenia localității care se va desfășura la nivelul Comunei Helegiu în anul 2023, inițiator domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației acordate membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru timpul efectiv de lucru, prestat la intervenții în cazul unor situații de urgență, de asemenea inițiator domnul primar. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute legală a autovehicolelor necesare implementării și funcționării centralei electrice eoliene Onești de 85 de MW. Inițiator domnul primar Ghenea. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Helegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare, evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei Helegiu, inițiator domnul primar, și diverse. Supun spre aprobare ordinea de zi. Cine este pentru? Se suplimentează ordinea de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului CUP de servicii IMDDSI și IMMSS în Comuna Helegiu, județul Bacău. Se supune aprobării procesul verbal al ședinței ordinare al Consiliului Local Helegiu, scuze, din 12 decembrie 2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abțineri nu sunt. Și aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 28-12-2022. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe rasa teritorială a Comunei Helegiu pentru anul școlar 2023-2024. Domnul primar. Mulțumesc. În primul rând, la mulți ani pentru primul anul acesta. Am tot amânat ședința până spre sfârșitul lunii, doar pentru a avea buget. Ne-am gândit că la Consiliul Județean o să probe și să ajungă și la noi bugetul. Se pare că azi a fost ședința. Vreau să vă gândiți până la sfârșitul ședinței și atunci să discutăm la diverse cum vă face, pentru că joi trebuie obligatoriu să fie aprobat bugetul. O facem ordinară sau extraordinară. Dumneavoastră decideți lucrul ăsta, vă rog să ne spuneți ca noi să știm. Nu vom avea timp, în schimb, decât eu știu, mâine seară, mâine după amiază, să putem să vă transmitem datele legate de buget. Noi am schițat în mare, pot să spun că era gata ieri, dar se pare că sumele pe care le-am discutat ieri și alaltă ieri au suferit niște modificări în minus și atunci trebuie să le facem parte de dezvoltare. Asta ca o paranteză. Legat de rețeaua școlară, așa cum știți, a început fiecare an pe rețeaua școlară pentru anul viitor,
din câte știu eu, nu sunt probleme. Domnul director poate să ne spună mai multe dacă au venit modificări, eu știu că nu sunt. Rămânem în aceleași școli, aceleași clase, sper eu să rămânem așa măcar și să nu fim nevoiți să mai supărăm o școală, așa cum se preconizează în viitor, din cauza numărului scăzut de copii, de elevi. Dacă aveți dumneavoastră întrebări, Vreau să întreb pe domnul director dacă efectivele au scăzut sau au crescut față de anul trecut. Mult? Nu, mult, dar au scăzut. Perspectiva de ce? În istoria TV-ului a școlii din Andrei Hrăgiu, când avem un triplu simultan. La învățăm primar. Vom avea 2020. Dar sperăm. La TV? Da. Ceea ce va veni din urmă, zic eu că e bine. Din ce în ce mai puțin copii au mers către oraș. Avem copii care vin din alte comune la noi. Da. Și asta e un lucru bun. Avem rezultate bune. Eu zic că școlile din comuna noastră astăzi lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. O gardă de profesori, de învățători tineri care își dau silința. Condițiile sunt, spun eu, normale pentru a se desfășura procesul de învățământ. Dea Dumnezeu să fie și copii, dea Dumnezeu să putem oferi locuri de muncă, dea Dumnezeu să întoarcă tineri, generația mea, generația dumneavoastră din afară și să stabilească din nou în comună, doar atunci o să poată crește numărul elevilor. Până atunci nu cred că sunt șanse. Din păcate, școala cu cei mai puțini copii astăzi e școala de elevi. Școala la care eu acum 15 ani, 16 ani, când profesam, aveam școli de clasă paralele. Da. Am fost chiar de aici, aveam o clasă de 7-a, a, erau două clase, de-a 7-a. Am luat ce stăm în clasa 8? Da, de clasa 8. Cu cito școală, la de lei, nu avem... Da, dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect, să pun spre aprobare cine este pentru. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre deci prin fapt... Deci nu ținut nimeni? Nu. Dumneavoastră? Da, și domnul Jardiciu v-ați obținut? Nu. Nu sunt probleme economice, nu orice probleme. Ne abținim dacă trebuie. Mai bine. Dar suntem de acord cu rețeaua școlară, n-avem cum să fie acord. Chestia asta o problemă care este intervine o parte economică. Interes de orice fel. Eu mă rog, Dumnezeu să avem grădinița plătirea să... Abținere. Mai bine și următorii ani. Abținere, mai bine și trei ani. Să știți că abținerele se contabilizează la voturi împotriva, adică nu se ia în calcul, dar oricum se întrunește condiția de promovare a acestui. Da? Deci avem trei abțineri, da? Dăm citirea următorului proiect. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință pentru lunile februarie-aprilie 2023. S-a făcut o propunere pentru domnul Stoica Nelu. Cine este pentru? Da, domnule. Domnul președinte, veți fi de acord, nu? S-a luat. Da. Care n-au fost. Cum s-a stabilit încă de la începutul mandatului. Deci toată lumea de acord cu domnul Stoica. Succes, ce să vă zic. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2021 și stabilirea programului de măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Proiectul de hotărâre cuprinde stadiul datelor de înscriere în registru electronic și un program de măsuri, activitatea pe care compartimentul agricol o face semestrial, este vorba de semestrul 2 al anului 2022. Aș citi materialul. Dacă vreți, eu dau citire materialului, cum doriți dumneavoastră. Sunt obligații stabilite în lege și activități care se fac la anumite perioade. Sunt discuții pe acest proiect? Supunem spre aprobare. Cine este pentru? Abțineri? Vă mulțumesc.
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, ce vor fi desfășurate în cursul anului 2023 de către beneficiarii ajutorului social acordat în baza legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Cum vor legi persoanele apte de muncă, au obligația să îndeplinească lunar un anumit număr de ore, avem 55 de beneficiari, din care 33 sunt apți de muncă. Se stabilește un program cu domenii de activitate, cu, plan, cu termene și responsabili a acestor activități care se vor derula în anul 2022. Din păcate, mai puțin cu munca, pentru că cei care solicită ajutor social nu sunt din medii călății de fapt în munca. Și doar pentru cei 140 lei, pentru pachetele pe care le trimite guvernul anual și care le mănâncă sotul pe aici, pentru alte... Și asigurarea medicală. Asigurarea medicală, care îi ajută. Nu știu de câte ori sunăm, de câte ori închid telefonul, de câte ori schimbă cartelul, că au pierdut telefonul. În fine. Cred că în fiecare an, cel puțin jumătate dintre ei sunt schimbați pentru că nu se prezintă la ordine. De... Și atunci când vin, trebuie să ai omul lângă fiecare, că altfel la 11 ce oferă tot pleca. Vă dați seama că nu vă ajuns, dar tot social nu vin inginerii, profesori. Cum? Refăcut imbrătila cât ceva, adică... Nu am o evidență cât sunt imbrătila, dar văzut că ați primit lista la proiectul de hotărâre. Nu este lista. Nu este. Astăzi am făcut. Nu este lista? Da, este. Nu, este anexa cu serviciile propuse de înfunțezare, dar așa vreau să vă rog să faceți... Chiar pe ușă la primărie, să faceți public în urmă persoană care merge. Dar este, este pe mail-ul ăsta, cum să nu? Eu proiectul de hotărâre nu este. Eu așa zic că era, eu așa zic că era. În proiect aici că nu e, că am nu este o anexă, dar anexa nu este în proiect. Și nici măcar nu se face numărul în țara comunei și celelalte servicii, dar nu nominal. Și nici numărul nu se în proiect, în raportul de specialitate, pe ultima, ultima pagină spune la din cei 55 de beneficiari, aici pe penultima pagină. Și tabelul nominal este, și l-am și, l-am și trimis, dar probabil că era... Ia vedeți, că... Alo, pe la acolo. Exact. Lăsați-o aici că am dat cu... Vine acum cu 15 la fiecare. Nu, 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 dar ia, ia uitați-vă, pe la acolo. Alo, pe la acolo. Să vedeți la... Să ai văzut fiecare acasă, poate... Din am. Dar nu mai rog, dar nu ai acasă. E loc acasă, nu mai ești. Mai sunt discuții pe acest proiect? Nu este. Nu este? L-ați găsit? Dar la 8 telefon, nu l-ați găsit? Nu. Să știți că... Dă pe mail-ul am șur. Conform legii, orice persoană, dacă are, nu are niciun venit, are dreptul să beneficieze de ajutor social. Dacă în condițiile cer, legii. În condiții legii. Dacă depune o cerere, nu are venit, merge la forță de muncă și cei de la forță de muncă nu îi oferă loc de muncă, ceea ce nu mi se pare normal, pentru că văd că zilele cei de la JFM publică... Dacă ne vede că vreau să mă picioare, dar cine îl angajează? Da, trecem mai departe, dacă se discuție aici. Da, vreau doar să precizez că este doar 142 de lei, ca să nu se înțeleagă că e foarte mare această indemnitate. Am spus că e da, spunem spre aprobare. Cine este pentru? Vă mulțumesc, abținem, nu sunt. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de... Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației acordate membrilor. Nu, mai este un program de activități privind gospodărirea și întreținerea și curățenia. Da, care se va desfășura. Da, conform ordonanței 21/2002, autoritățile publice locale au obligația și răspunderea de a asigura în condițiile legii curățenia, întreținerea și gospodărirea localității. Anual se aprobă un plan de măsuri pe domenii de activitate, cu termene și responsabilități. Supunem spre aprobare și acest proiect. Cine este pentru? Abțineri nu sunt. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea compensației acordate membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență, pentru timpul efectiv de lucru, prestat la intervenții în cazul unor situații de urgență. Dacă îmi permiteți. Din păcate, se pare că situația de urgență la noi comună și nu mai sunt din ce în ce mai dese. Vedem și nici clima, nu mai ajută așa cum ajută de atâtăți. Am gândit, pentru că am văzut că se poartă și la alte UAT-uri, să venim cu un sprijin într-un fel sau altul, ca cei care sunt voluntari,
conform legii, să putem să-i compensăm într-un fel sau altul. Am gândit acum câțiva ani, știu că v-am gândit din consilierii vechi, o chestie discutie la impozit, se pare că nu a fost regulă, cei de acolo economică nu au fost de acord. Acum, în discuții deputate cu colegii de la, la ședințele la care mergem împreună cu cei de la Inspectoratul de situații de urgență, am gândit o compensare, e vorba de o sumă de 20 lei per oră în funcție de raport de participare întocmit de șeful detașamentul sau șeful brigăzii care participă la eveniment împreună cu șeful de la serviciu voluntar. Cei care participă din tabelul acela de voluntari, care mare parte sunt angajați ai primăriei la diverse servicii, pentru că sunt mai ușor de controlat și mai ușor de adus la incendiu, la situații de urgență, vor fi compensați, repet, suma este cu 20 de lei per oră, o oră, două, trei, în funcție de raportul pe care îl întocmesc cei de la fața locului. Dacă sunt discuții pe tema acestuia și dacă sunt... Lista rămâne deschisă, nu? Cine vrea să mă înscrie pe... Da, nu știu dacă, nu știu dacă eu, chiar nu știu dacă e un număr, număr de... impus de lege, nu cred că avem în jur de 16, nu știu cât sunt. Dar participă numai 5-6 din toți, da. Ăștia, tot cei de la salutitate. Cei de la salutitate face de obicei. Important la fel vor fi remunerați toți cei care vor participa. Nu cred că își va asuma cineva la întâlnirea raportului, mă refer la cei de la Inspectoratul pentru situații de urgență, dacă ar fi întocmit, nu știu cine din primărie, am putea fi subiectiv. În momentul în care întocmit de raportul de pe detașament, cel care participă implicit, va fi și confesat. Da, doamna, la cu geabă, vă rog. Mă abțin de la deliberare și adoptare. Deci supunem spre aprobare, la fără doamna Bărit care se abține, cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de constituire a dreptului de uz și servitute legală a autovehiculelor necesare implementării și funcționării centralei electrice Euliene Onești de 85. Urmarea hotărârii Consiliul Local 43 din 31-10, prin care s-a aprobat curs și regulamentul local de urbanism pentru construcția centralei Euliene, precum și a hotărârii 54 din 2012, prin care s-a aprobat servitutea de trecere pe teritoriul și accesul comunei, Wayne Borzești mi-a solicitat acum modelul contractului de servitute pentru a putea fi legalizat la notară și trebuie acceptul Consiliului Local. Haideți să le facilităm accesul pe drumurile. Da, nu doar accesul, pentru a ajunge la stațiile pe care le vor ridica, pe contractul din ideal. Da. Știu eu, anul acesta o să înceapă construcția acolo, mai ales că văd că PNRR-ul, banii veniți din afară, sunt în mare parte pentru parte de energie verde. Chiar citeam zilele astea și m-am și interesat. Se pare că e luat în calcul inclusiv reconstruirea barajului de la Berci, lucru care ar fi extraordinar pentru noi cei din comunea de Giu, mai ales datorită creșterii pânzii freatice în zona noastră, care e o problemă, ne-ar ajuta imens, poate că Dumnezeu să mai îndrepte. Punem spre aprobare și... Vă rog, scuze. E doar servitute, pentru că în contract e doar servitute, în documente uz și servitute. Da, nu. Și uz și servitute este. Am aprobat uzul și servitute în ședința anterioară, doar modelul de contract îl aprobăm acum. Și nu putem nici împreună. Da, și denumirea contractului este contract de uz sau servitute, acolo e doar servitute. Doar servitute de trecere. Nu, da. Greșeală, doar servitute, nu și uz, uzul presupune și... Ne-au venit ei cu modelul agreat de care... Nu, că în celelalte documente faceți referire la drept de uz și servitute. Da, iar contractul este doar pe servitute. Da, ei au venit cu modelul de contract agreat. Nu, ce vreau la firmă. Și ei să-și facă drumul să la firmă, la firmă. Nu, nu se face. Să noi putem face pe noi, putem face pe noi. Doamna Coman, vreau să spuneți ceva? Nu. În regulă. Supunem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Mulțumim. Facține bine. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Helegiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Helegiu pentru anul școlar 2022-2023. Avem două adrese de la școala Helegiu, una prin care mi se aduce la cunoștință că domnul patron a
cea înaintea de inițial din Consiliul Administrației, iar o altă adresă prin care spune că domnul Busuioc i-a încetat de drept mandatul, deoarece a absolvat 4 ședințe. Se propune consecutiv, se fac propuneri pentru noi reprezentanți ai Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Școlii. Avem două propuneri, doamna consilier Bulaiasa Elena și doamna consilier Coman Elena. Cine a făcut propunerile? Domnul primar, dacă sunteți de acord. Dacă nu putem face altă propunere. Băi, ușor, deci că nu Nu s-a făcut, avem alte propuneri sau să punem spre aprobarea? Nu, ideea este că domnul Ștefan a spus din momentul în care a fost propus că nu dorește. Și nu se pare așa pe nimeni chestia asta. Adică omul a spus, domnule, eu nu vreau să fac parte. S-a dus de două ori, până nu și-a dat demisia. Care a Ștefan? Nu, demisia? Nu, domnul Patrona. Patrona. Eu am făcut, dar nu s-a pus o interdicție. Cine v-a pus interdicție? Nu am acceptat. Îmi pare rău că am discutat să te-ai față aici. În ședință am și notat ceva din iulie. Am notat din iulie, când a zis că vreau să-mi dau demisia pentru chestia. Și vreau și eu procesul verbal stocmit atunci, când am fost la fața locului. Ucenicii ce s-au găsit și un proces verbal după ce s-a rezolvat, ce s-a făcut. Da, asta discutăm la diverse până atunci când punem spre aprobarea acest proiect. Cine este pentru? Sunt minte prea pe față și prea frumos, înțelegeți. Vă mulțumesc. Abțineri sunt? Nu sunt. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului Comunei Hilegiu. Inițiatorul proiectului, domnul primar, a făcut două propuneri, pe domnul Drăghiciu Adrian, consilier local, și domnul Stoica Nelu. Da. Sunteți de acord? Cine este pentru? Nu mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri? Da, și trecem la următorul punct, diverse. Suplimentarea. Citesc proiectul pentru suplimentarea ordinii de zi privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea implementării proiectului CUP de servicii IMDDS și IMIES în Comuna Hilegiu. Scopul acestui protocol este acela de a realiza asigurarea furnizării de servicii electronice prin crearea facilității de depunere online a cererilor privind acordarea de beneficii de asistență socială de servicii sociale printr-un singur punct de contact cu cetățeanul, portalul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Modelul IA asistență socială și posibilitatea de consultare online a dosarilor de către o cetățean sau întreprindere. Dar aveți în discuție pe tema acestui proiect, doamna președinte, supunem spre aprobare acest proiect. Sunt discuții? Vă mulțumesc. Și trecem la următorul punct divers. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Zărnescu, domnul Andrei, eu, domnul Stoica, domnul Merită, domnul Merită. Toată lumea. Dăm cuvântul domnului Zărnescu. Domnul viceprimar, mulțumim pentru oglinda aia multe. E benefic, mai trebuie. Sunteți ironic, domnul Zărnescu. În cuvântul meu, da. Al doilea. Deci azi noapte mi-o spa și geamul la cămin, mai pun și o oglindă pe stradă, să meargă lumea cu atenție, să circule conform legilor în vigoare și a străzilor pe care le avem, putem și lumea de la ori, nu cu 100, nu cu 120, că dacă, altfel, nu știu, dacă e nevoie de o oglindă, la o intersecție, să dea cu piata mea și o să cheltuie 15 milioane de euro. Așa o văd eu. Cred că sunt destule priorități pe care noi le avem, destul de multe și, din păcate, se pare că lucrurile nu merg așa cum ar trebui și nu doar la Hilegiu, întreaga lume. Avem doar noi impresia că le știm pe toate și le putem face pe toate, dar nu chiar așa. Da. Se pare că am stat mai greu cu celălalt. Și de Dumnezeu să vă rog frumos, domn primar, al doilea. Faceți niște containere din astea, din paleți și puneți-le, domnule, pe șanturi, pe șosele și așa, drumurile astea sunt guste. E gheață, e rău, vine unul, zui, bă, aia, duceți, bă, ce mai mare. Al treilea. Am contactat o firmă care o să ocupe de anul viitor în
iarnă vom face niște containere pe care, care vom depozita nisip. Este destul de greu să băgăm nisip în containerul respectiv, iar ținând cont din, din drumurile noastre destul de abrupte și cu serpentine, cantitatea de nisip dintr-un tomberon din țară va fi foarte mică, mai ales că va îngheța. Eu am ferit cât am putut de mult sarea pe drumurile din comună. Că o să vedeți, poate nu am fi pe aici pe la drumuri, dar o să fiți poate de dreapta și o să vezi din greu să fiți să le întreține pe cel pe care le-am făcut. Așa, mulți sau puțini. Nu sunt la servici. O să vedeți. Domnul primar, hai să încercăm să punem să vedeți că sunt bine. Da, o să vedeți. Ce se întâmplă cu stâlpii ăștia care vin acum și îi pune pe brătina, am văzut acum și pe partea atlantă? Cine îi pune, ce beneficii avem noi din cauza că îi pune ei pe ăsta? Sunt stâlpii ai, cred că am și aprobat în ședința Consiliului Local din acum două luni, nu? Cu concesiune pe stâlpii de Ura Orange. Sunt utilități publice la care nu putem opune, sunt conform unor proiecte aprobate de către autoritățile principale, au autorizații de construire, sunt în domeniul public. Acolo unde sunt folosiți stâlpii noștri, în speță, cei de înalt public care i-am pus anul trecut și acum 2 ani pe Felca, pe dealul de Renului, pe Ciordea, am perceput o taxă cu care dumneavoastră a fost de acord, nu mai știu acum exact cât, 3 lei, 6 lei pe stâlp, dacă nu mă înșel. Repet, e vorba de fibră optică a rețelei Orange, fost la un telecom de modernizare, stâlp din material ușor, am văzut eu, nu mai dau și o să dau. Ce pot să vă spun este că, este că sunt legal puși, au autorizații de construire, au un proiect pe care îl respectă. V-am spus, unii sunt folosiți stâlpii noștri, cei albaștri pe care avem pe teren de Răgugești Blătira, am perceput o taxă de concesiune pe fiecare stâlp. O să nu foarte mare, v-am spus, nu știu exact atunci, cred că 6 lei sau 3 lei de stâlp. Domnul primar, încrețește acolo la Crețul ăla, nu? Că trei cu aia, nu? Da. Că e jalicii acolo, nu mai poate oameni să mai steie de miros ce fac acolo aia. Trebuie să fie cineva poliția la noi, cu vada și acolo. De ce nu poate? Mizerie mare acolo la Crete, cum e nici unul ăla. Dar în ce e sau în Crețești? În Crețești. La Pomșorul? De la deal de Pomșorul. Șulina la Pomșorul. Dar trăiesc? Sunt împreună? Nu, nimic, e numai el acolo. Fernă, deci sunt prăjima duratoare și vreodată. Ne va fi destul de greu să vedem mașina până acolo în capăt. Am gândit întotdeauna cu domnul viceprimar anul ăsta, au 4-5 puncte în colectare, pentru că problema asta o avem și noi. Ducem gunoi menajer lunar de 15.000 de lei către Adis. Cu toate acestea, toate dealurile noastre, toate cărurile sunt pline de gunoi. Nu am explicație, nu înțeleg de unde iese atât de mult gunoi. Nu pot să înțeleg lucrul ăsta. Cum nu pot înțeleg dacă îți iau de la poartă, din fața poartei, trebuie să aruncem pe rău. O să gândim acolo, până la un punct, nu știu, până la un loc și atunci. Nu facem 5 platforme, nu putem mai mult, pentru că sunt destul de scumpe. 5 platforme betonate, la Dăugești pe Vale, aici la Helegiu, într-un loc și cu gard, ca să nu intre câinii, să se poată arunca acolo. Dar nu vor arunca. Cei care sunt învățați să urci cu căruța la vie, la primăvară, îl duc tot pe dealul Islamului și tot în... Și nu pot să se deși al meu spus, am văzut un singur loc și să dă foc. Față la Blăghiu aia, dacă știi. Da, știu. O să gândim ce se întâmplă. Mașina noastră, mașinile care avem la situație la salubritate, sunt mașini cu platformă destul de lungă, iar axul e îngust. Pe drumul cu denivelă și dacă e și călcată, riscă să o, fie să o rupă, fie să o răstoarne. Și fie că șoferul să bage chiar pe oriunde, știi? Dacă din drept până mai încolo, la Moșul mai încolo, cred că o să gândim acolo platformă. Să nu fie nici în zonă inundată, să nu dea. Pe bine, nici chiar la Moșul, că e... Gândim undeva unde să ne priască și să ne priască. Mulțumim. Doamna Coman? Sau nu puteți să ne-a fost în muntă o care sunteți? Domnul Benete?
Are primăria o mașină nouă în dotare acum? Da. E donată, e cumpărată din banii comunității? E aprobat de Consiliul Local, nu știu ce înțeleg. Deci nu e donată? Nu. Este o mașină donată, achiziționată, ea am trecut în lista de investiții, ea a discutat, mașina am dat două la Bravo, dacă aveam două vechi. Păi nu, sub urmea lumea, cred că e donată de cineva. Ai bună, dar e din banii comunității. Ar fi bine dacă ar fi fost donată și nu achiziționată din banii mai făcea mult lucru. Păcate, oamenii nu dar fac acte calitabile către primării. Mai aveți ceva de... Mi-a folosit de programul Bravo, am scăpat două rand de... Eu mai bine. Care se ziceau la primar. Da, da, ați dat 1.000 de lei și ați cheltuit 25.000 de lei sau... Ai de exemplu un miliard jumate. N-am înțeles. Un hectar de pământ din ăsta, care nu ai nimic. Până asta, da. Dă ceva subvenții pentru plantații. Da. Voi era frumos cu deci chiar nu știu. Chiar nu știu. Așa, și nu știu, se pare că nu știu despre ce mașină este vorba. Păi spuneți nici nu. Păi nici eu nu știu. Doamnă, domnul primar, să ne spune. Vorba de o mașină, o autotărâmă Dacia Joker. La fel cum a fost și MCV, o valoare de 91.000 de lei, din care s-a scăzut valoarea 12.000, de 10.500, nu știu. Două vouchere de la mediu. O mașină cum era MCV, numai că e modelul mai nou, e o culoare, nu știu, culoare cărămizie. Mașina e în fața primării, vreau să vedeți, să puteți vedea. Și ai folosit de un viceprimar și de compartimentele sunt de subordine, în special de parte de curățenie, parte de, se poate pune o caniță de motorină, nu știu, o mătură, cum era MCV-ul o lunguieță. Deci sunt bani. Sunt bani pentru că... Pentru oglindă nu sunt 15.500 de lei. Deci eu nu sunt împotriva funcționării urgențe. Și uitați că... O voi lua. Săptămâna care vine, cumpăr oglinda aia, mă, și o cumpăr. Dar vă demonstrez că nu durează o săptămână și că se va sparge. Știți foarte bine că așa stau lucrurile. Vă spun că azi noapte, azi dimineața, ora 8, cei de la cămin care intrau la lucru, au găsit geamul spart de la intrare. Nu, nu se poate. La școala de la camere. Nu camere. Dar poți să pun camere din loc. Noi avem camere care funcționează. Nu ne permite, pentru ca să pun camere în întreaga comună, inveția este foarte mare. Nu îți trebuie primul de o fibră optică de 50 de kilometri care să transmită datele la un server principal. Dar în fiecare an să se cumpere, anul ăsta. Anul ăsta am încercat să punem un buget și o să vom lua. Am avut o discuție cu domnul Bogdan Pete de la Unești să vină să ne facă niște măsurători, să ne facă o ofertă, să în afară de cele pe care le avem noi, puncte pe care noi le știm, să mai legăm în 2-3 puncte. Sunt bine venite camerele. Noi ne-au ajutat foarte mult camerele. Sunt foarte bune venite. Sunt locuri în care nu avem. De exemplu, acolo n-am nicio șansă să pun o cameră, decât dacă avea fibră optică. Noi am pus camere, acum avem instituțiile noastre, pentru că ne folosim de netul de acolo. Trebuie o unitate în care se stochează informația. Nu poți doar să o iei din cameră, trebuie dusă undeva. Știți că aveți toți acasă, bănuiesc, sau din cele nu aveți camere la vedere. La că nu-i respect, am găsit spart. La școala de la Mucan, de la Răzești, acolo, cea care a luat focul ars, de două ori. Și două, cred că de 10 ori anul ăsta am schimbat geamul acolo. Vin și dau cu piatra, nu știu, nu trebuie. Scopiți doar acolo la fără. Ei, ce vă faci? Credeți că oglinda aia care o pui noi acolo la intersteac cu Munteniu nu dă cu piatra mea. Nu vă garantez. Păi lași unde conectezi, despre asta. Treaba cu oglinda, domnul Zănescu, dacă punem o oglinda, o să vedeți, mi-a zis că o să mai fie solicitări să punem cred 100 în toată comună, ca să-i mulțumim pe toți. Despre asta e vorba. Da, măi, dar știi ce se întâmplă? Acum suntem oameni. Vii de acolo, e zăpadă, gheață, te-ai băgat în ăsta. Acum ești sincer. Nu s-a întâmplat niciodată. Au fost evenimente așa. Mă rog, e cineva care vrea să o oglindă acolo, dacă e chiar atât de special. Dacă eu vă dau oglindă, ne-am montat? Un pe cuvânt, da. Vă dau acum, vă zic, reședință. Deci ați spus în ședință publică că donați ca să fiți creezi precedent. Deci acum, în ședință, vă dau oglindă. Mi-a zis, așa de aici. Vă dau 30 de lor. Nu dau pe ea, nu-ți faci marmă. Ți-o dau așa, ți-o ia înapoi mâine. Nu e, eu trimite-o în băie. Ați duci bă și ia o pe ea mea. Serios? Da, haide să vedem mai departe. Montăm o oglindă acolo, garantat. Poți să dau eu oglindă aia? Da, sigur, acolo aveți. Numai dacă nu o luați înapoi. Nu bază, nu bază. Nu bază, nu bază. Dacă o spate, ce o bă ea. Da. Nu, dar spate, mă spate bugetul primării, spate bugetul mării. Da. Deci am făcut o oglindă. Da.
dacă tot se poate, dacă tot posibilăm bugetul, vreau că poate să prindem și la Drăgugești în centru, poate mai facem mai ales că sigur pe o pantă, a văzut că e ca strâng, nu am știut. Și poate facem prin stânga, pe dreapta, mai punem niște biscuiți. Lățim unde? Unde e asta? La Drăgugești. În zona de centru, în Drăgugești. Chiar când se urcă în pantă, dacă tentăm să întâlnesc două mașini, nu prea, trebuie să trebuie până, nici nu prea are loc în stradă, asta e ideea. Ce sunt șanțuri care sunt doare, deci poate până nu știu de sunță, nu? Chiar cum am procedat în fără, dar... Da. Domnul primar este mai problemos cu drumul de la Ciortea, pe unul spre alea două de la Moman. Nu a fi zăpa, dar și mai înainte era. Vă rog să spuneți pe cineva, să spun niște balanțe, s-au făcut o cașă din alea, intri cu mașina până la... Drumul de la Ciortea de jos. Am depus joia trecută pe doamță de construire. A fost depus și la Angel Salini și pe CNI, nu am primit finanțare. Am depus noi și am obținut autoritate de construire pe el pentru că l-am reactualizat anul trecut. Anul acesta va intra în modernizare atât când îi va permite bugetul. Dar nu cred că vom avea bani să-l finalizăm, mai ales că nici nu e oportun acum să investim acolo pentru că sper că în vară să săpăm și să băgăm conduita de apă și canalizare pe zona, chiar de acolo vreau să-și încep, dar cu siguranță vom prinde 700-800.000 de lei, nu știu, din bugetul pe care îl avem, pentru Ciortea de jos să fie modernizat, ca anul ăsta și anul viitor să reușim să finalizăm. Și de asemenea, pe același proiect, nu merge decât un bec pe iluminatul public, da. Pe ambele urmări. Deci, acum, aș vrea să nu vorbim spre iluminatul public. Acum, o să povestesc după ședință, ne vom face cu doar. Cu altă firmă. Deci asta a fost o veste bună pentru început, da. Domnul primar, trebuie să faceți obligatoriu, să sunteți la putere, da? Domnul primar, să puteți. Tragi din gură, nu să tragi din gură. Haideți să-mi spuneți și pe doamna Bănică, vreau să vă întreb, în condițiile în care la fiecare ședință ne spuneți că nu sunt bani și că este criză și probleme și probleme, dacă a fost o prioritate să luați mașina asta? Da, a fost prudent pentru că la nivelul OAT-ului nu avea o mașină pentru servicii, pentru mașina pe care eu o folosesc și care are 8 ani de zile, 7 ani de zile. Astăzi, după cum știți și știți foarte bine, depinde nu mai poate de mijlocul de transport și la una OAT și la așa cum și acasă avem mașini foarte bune, fiecare dintre mașini îi permitem. E subiectivă treaba, Maria. Dacă mă întrebi mine, dar de simplificăm. Fiecare dintre noi în familie au două mașini și deodată chiar ne ajung. La unul atât cu atâta activitate de deplasare, credeți că ajunge o mașină? Da, și haideți să o vedem. Dar noi la comună nu se vede atâta muncă. Dar depinde unde uiți. Depinde unde uiți. Depinde de unde uiți. Cum o dați din măsură, doar atâta. Da. De asta mulțumesc. Oricum e bine să vezi că jurnei la mașină. Dar bine, că n-ai venit, domnul Marea, să spui că, băi, uite, l-am văzut pe putare că aruncă gunoaie pe Taslău, că aruncă pe nu știu unii pe ce dea, niciodată. Vezi? Altceva. Contează de unde uiți? Bani, de exemplu, pentru navetele dați, la ce? La poliția aia. Și nu se poate da. Au normă de grană, conform lege. Eu nu, salariile de funcționare în public sunt reglate de către o lege a salarizării. Nu le faci după bunul plac. Mi-ar fi plăcut și mie să le dau tuturor cu salarii la nivelul cu salarii cu mare. Dar mie de salarii... Obsutați. Dar mai lasă-mă să știți că nimeni a ținut izolierea. Domnul Tăzăriu, atunci când îți alegi un loc de muncă la distanță de casă, exemplu meu, fac navete 70 de km pe zi, îți asume acest lucru. Prin urmare, naveta să decontezi din salariu. Dar nu, că nu sunt locale de la GNG-ul și ea faci de la urmă. Dacă ți-ar mai duce, ar fi... Da. Da, voia să întâmplați și 2022, căminul nu s-a terminat. Dacă nu spuneți ceva, știu că ultimul termen era cu căminul. Și toți suntem la început de an, ca să nu intervin de 15 ori. Și dacă toți suntem la început de an, să întrebe domnul viceprimar dacă mai știe ceva, că el are relații mai bune la CJ. De drumul Poeni, care l-am predat și care trebuia să fie și anul trecut. Da, mai era un aviz de aprobat și de... emis și cu siguranță se votează. Dar cine l-a întrebat de poate atât? Nu. Cine a vrut? A fost un buldozer pe el. O să-i un județean. Că este drumul județean. Da, și-o văd un lucru. Dacă e drumul județean, faci să-i stai, plângi de acolo. Ce să faci? Păi e pe teritoriul administrativ al comunei noastre, ne plângem aici. Deci este drum pe teritoriul administrativ al comunei. Exact. Astfel deservește două comune care nu plătește taxe și impozite la primăria Ghelegiu,
E un drum care deservește doar 15 case din zona respectivă și pentru dumneavoastră, ca și pentru noi astăzi, a fost prioritate aglomerațiile de locuințe. Niciodată n-a fost o prioritate pentru noi drumul Poeni. Știți foarte bine că așa a fost. Dacă ar fi fost, ați făcut dumneavoastră în cei 12 ani de mandat. Eu am tot încercat, am făcut proiecte peste proiecte și am fost singurul care a făcut un proiect pe drumul Poienii. Nu ne l-am putut permite pentru că valoarea era destul de mare. L-am pus aici în față, am stat cu toți și am fost de acord să-l dăm Consiliul Județean. Cei de la Consiliul Județean ne-au promis și eu sunt convins că îl vor și face. A durat atât de mult pentru că cei de la drumul de la Alpii Române ne-au împărcat 3 ani de zile în continuu. Tot pentru o greșeală făcută la nivel de OAT Helegiu, când drumul respectiv a fost predat către Ava Siret în vederea construirii unui dig în urma invazilor din 2005. Am găsit și protocolul respectiv. Drumul a fost planalțat cu 2 metri sau cu 1,5 metri, lucru care poate a fost bun, poate n-a fost bun, nu suntem măsuri să spun lucrul acesta. Cert este că legea spune clar că pe lucrările hidrotehnice, pentru că acolo este un baraj în speță, nu se pot face modificări. După mai multe ședințe la care am participat împreună cu președintele Consiliului Județean, cu vicepreședintele Consiliului Județean, cu colegii de primărie, cei de la ABA, am găsit o soluție ca proiectantul să dea o soluție prin a se răzui drumul respectiv, până la, în așa fel încât suprafața de asfalt finală să nu depășească suprafața de astăzi de balast. În ședința din septembrie am și o proiect de hotărâre de la Consiliul Județean. Proiectul a fost aprobat. Dacă vreți, vă spun și numărul proiectului, și valoare, și tot ce vreți dumneavoastră. Ca și indicator tehnico-economic, am discutat cu doamna de la drumul de ține, și spune că este în faza de proiectare, pentru că va fi scos la licitație proiectare plus execuție. Valoarea proiectului aprobat în 20 septembrie 2022 este de 8.422.497 de lei. Atât va costa drumul respectiv să fie modernizat. Dacă dumneavoastră credeți că noi, Comuna Helegiu, OAT Helegiu, și-ar fi permis luxul de a face un drum cu 80 de miliarde, eu mă înșel. Și nu, poate domnul Sumar, cât va ieși dumneavoastră? Că ați făcut și dumneavoastră proiectare. Spuneți cât ați dat pe proiectare. Aproximativ la fel. Cât ați dat pe proiectare? Nu erau vreo 3 milioane de lei. Nu mai amintesc. Pe proiectare. Da, dar era la o valoare, când motorul era 4 lei, când felul beton era 2,7 lei. Și ați mai dat 100 de lei și pe proiectare și tot nu v-a venit ideea Consiliul Județean, nu? Păi căutam soluții, asta e treaba mea aici. Trebuie nu, ați găsit niște bani, că n-ați găsit soluție. Soluția ați găsit-o pe urmă și nici măcar. Soluția este în momentul în care se face. Da. Bun, spuneți-ne de cămin. Sperăm că se va face. La căminul cultural se lucrează. Dacă puteți merge și să o vizitați, ne apropiem. Eu cred că... Nu trebuia terminat? Nu, că este pe lungi termen, nu suntem în contract, suntem, nu e depășit, dacă ar fost depășit, dar și plătit penalități contractantul, constructorul. Eu cred că undeva la 1 mai, poate și mai repede, pentru că lucrăm la partea de faianță și direcție. S-a terminat la partea de instalație, s-a tras LED-ul, s-au pus tavane, s-au montat geamul în jur, s-au făcut fațadă. Nu trebuie decât încă decorativă, e montată în partea de termosistem. Nu mai este foarte mult. Dispensarul este finalizat. Urmează să recepționăm momentul în care ținește un pic timpul. Drumul de la Ciun e terminat, drumul de la Ciorea de Sus e terminat, terenul de fotbal de la Ciortea s-a turnat suprafața betonată, s-au montat stâlpii, urmează să se aducă suprafața de joc. Cred că eu mi-am propus de Paști să fie finalizat, să lucrează și la tribune. Aveți idee care este numărul beneficiarilor bazei sportive de la Bretina? Păi, cred că chiar astăzi am primit de la statistică, Comuna Helegiu, după ultimul cisământ, are 5.922 de locuitori. Cred că vă dau 1.500 de găsuri la Brătila, aproape de 2.000. Cred că toți cei care sunt interesați să facă mișcare și care nu au avut timp de 30 de ani și înainte câțiva ani buni, nu văd de ce nu s-ar duce la centrul de la Brătila să facă mișcare, să alerge, să joace handbal, să facă, nu știu, o așezare câmpenească, din Sfânta Maria. Dar în cel ce fac?
E atâta ce vreți să știți. Cei care sunt interesați, merg ce vreți. Domnul, prea nu prea vreau. L-ați gândit, v-ați gândit că nu o să aibă activitate acolo. Nu mai poate. Exact așa știu. Nu, eu m-am gândit că există activitate sporadică. Nu înțeleg că există activitate zilnică de tot. Eu cred că la terenul de fotbal, cel pe care l-am gândit și se va ștergea foarte... Nu e bază sportivă, nu trebuie. Bază sportivă. Va avea atât de mult mai mult decât a avut centru de zi. Clar. Clar, eu sunt convins că tineretul de la Bătira va merge zilnic, seară de seară, sau în zile de sărbătoare, în mare, pentru că nu au unde să meargă. Astăzi joacă pe prun la Caslău. Acolo este rând de fără la Bătira. Mă duc la școală din centru. Sau școală din centru, nu-i spargă geamul. Da. Asta a fost bălătat. Da, dar da. Dacă nu mai sunt discuții de clasă, din ta închisă. Vă mulțumim.